Târgurile pentru adopții se dovedesc o formulă de succes. În capitală, oamenii au stat efectiv la coadă în acest weekend pentru a-și alege un companion necuvântător. În total, în doar două zile, 50 de căței din adăposturi și-au găsit o familie. Astfel de evenimente se vor organiza în fiecare weekend până la sfârșitul anului, iar exemplul ar putea fi preluat și de alte orașe din țară. Suntem în parcul Circului din capitală. De dimineață, căței parcă presimțeau ceva și se agitau, nerăbdător să-și găsească o familie. Nu întâmplător, primăria capitalei a organizat târgul de adopții pentru câini lângă centrul de vaccinare, cu speranța că vor veni cât mai mulți oameni să adopte un suflet. Și chiar așa s-a întâmplat. Soția mai mult a fost cea care a luat decizia, bine, și eu îmi doream. Ne-am tot uitat la el. Și el a fost. Ne-am gândit mult până să luăm decizia, ca să fim hotărâți să nu fie o joacă. Gestul acestei fetițe de a adopta un patruped pe care alții nu-l vor, i-a făcut pe reprezentanții ASPA să o felicite. Am zis că dacă gândul și să adoptăm cel mai puțin frumos, dar nu neapărat. Mi s-a spus că el ar fi fără șansă la adopție, deoarece este foarte mare și mai în vârstă și l-am ales pe el. Este o premieră în toate târgurile de adopție pe care le-am organizat până acum în ultimii ani de zile. A fost efectiv coadă la adopții. Erau atât de mulți oameni care își doreau să adopte încât a trebuit să facem listă de așteptare. În acest sfârșit de săptămână au fost adoptați 50 de căței din 60 câți au fost aduși la târg. Și în vară primăria capitalei a organizat un eveniment similar. Atunci, în 10 weekenduri, 100 de câini au plecat într-o familie. Am adoptat și eu de pe stradă, de data aceasta un motănel și nu un câine, el este. L-am găsit prins în caroseria mașinii, așa că seara am fost nevoită să duc autoturismul în service pentru a-l scoate de acolo. De atunci este la mine. Am vorbit cu reprezentanții ASPA care ne-au spus că în ultimul an dorința oamenilor de a adopta un animal de companie este în creștere. De exemplu, până acum, în luna noiembrie, 1600 de persoane au adoptat un câine din adăpost de stat din București. În total, în cele trei adăposturi deținute de Primăria Capitalei, mai sunt încă 1000 de câini fără stăpân. Reprezentanții ASPA susțin că fac eforturi pentru ca animalele să fie salvate și nu eutanasiate. De aceea au prelungit programul de vizitare și pentru sâmbătă, astfel încât oamenii să poată merge să-și aleagă un prieten necuvântător, când au mai mult timp liber. În plus, astfel de târguri de adopție vor fi organizate în Parcul Circului până la sfârșitul anului. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.